Mister, autogolul acela a fost momentul care i-a scos din rid pe băieți, pentru că prima repriză a fost echilibrată. Da, a fost echilibrată, chiar dacă Roma a avut o posesie mai mare. Au avut și o ocazie în care a scos-o Bălgiudean și noi am avut o ocazie prin Debeliu cu capul. Deci, până la urmă, 1-1 raport de ocazilor. Repriza a doua a început cum se poate mai rău, cu o fază fixă, cu un autogol de atacant, marcat de un atacant, ceea ce e surprinzător. Și după aia am încercat, am avut o reacție bună, am încercat să egalăm, băieții au răspuns bine și cred că cu puțin noroc puteam să o facem și puțină inspirație. După care a venit, acolo a fost o bâlbeară la golul 2 și un penalti inventat pentru că nici măcar ei n-au cerut. Deci un primul gol marcat de noi și al doilea de arbitru și ce pretenții să mai. După aia reacția a fost bună, am încercat să ajungem în careul lor, centrări, șuturi, dar clar că diferența de valoare s-a văzut. Dar pe tabelă nu cred că e normal ce a apărut. Chiar dacă ați pierdut, cum apreciați atitudinea jucătorilor din acest? Nu, a fost o atitudine foarte bună. N-am ce să le reproșez. La câte probleme sunt, băieții au dat tot ce au avut mai bun. Young Boys s-a câștigat în această seară cu CSK. Cum vedeți în acest moment șansele de calificare? Singura șansă clară e să batem ambele meciuri. Și atunci nu se mai poate întâmpla nimic dacă batem ambele meciuri. În același timp, dacă Young Boys pierde la Roma și noi batem pe CSK, avem și egalul, dacă mergem la... Depinde ce se va întâmpla în meciul dintre Young Boys și... Dar ce mai important e meciul nostru, că dacă nu batem pe CSK, suntem out. Mister, dacă nu erau atâtea probleme medicale, credeți că situația sau rezultatul final al celor două meciuri cu Roma era diferit? Nu sunt Mafalda, să știu asta. Clar că erau mai buni ca noi, se vede, sunt mai buni ca noi. Dar și Sevilla a fost mai bună și Celtic, dar rezultatul a fost care a fost. Nu pot să știu, poate dacă erau toți, sigur aveam cele două puncte cu Young Boys Berna. În momentul când a ieșit Vinicius acolo, nu cred că mai luam gol. Era 1-0 pentru noi și așa rămânea rezultatul. Dar la meciurile cu Roma, nu pot să zic, poate nu pierdeam un tur la scorul ăla și la meciul retur poate era un egal, poate, dar nu sunt nicio Mafalda să le știu. Dar problemele au fost numai medicale, au fost probleme mari de COVID și de accidentări. Din păcate sunt 3 înfrângeri consecutive acasă, vă deranjează asta? Da, asta e meciul pe care mă deranjează cel mai puțin, pentru că n-ai ce să le zici la băieți. Echipa adversă era mult mai bună. În schimb, cu UTA și cu Gaz Metan, echipa mai bună eram noi. Și am dominat și cu UTA și cu ea, dar ceva n-a ieșit, adică ceva lipsește. E clar că, în primul rând, jucătorii de bază care nu sunt. Asta e cel mai important. Cum ați primit vestea morții lui Maradona? În Argentina e o întreagă nebunie. Oamenii se calcă în picioare pe străzi, efectiv. Și cred că toată lumea e șocată, nu s-a aștepta. Mai ales că a avusese o operație și am înțeles că a fost bine operația. Acum, dintr-o dată, să afli că a murit, era acasă și a surprins. Toată lumea cred că a plâns. Eu personal am zis-o și o repet, am plâns, e normal. Și cred că a fost cel mai mare jucător din istoria fotbalului. Și chiar dacă a murit, el va trăi tot timpul, mai ales pentru oamenii din fotbal. Dumnezeu să-l odihnească și să odihnească în pace.